Continentele insomniei Din întâlnirile cu Noica, apoi din cele cu Alexandru Dragomir, am păstrat împreună cu doi-trei prieteni gustul seminarelor private. Și pentru că nu mai aveam maeștri care să le provoace și susțină, am decis împreună cu Andrei Pleșu și Horia Patapievici, inițiativa aia a aparținut nu întâmplător, celui mai odihnit și mai învervă dintre noi, să ne întâlnim la mine acasă ori de câte ori unul sau altul simțeam nevoia să ducem un gând mai departe împreună cu ceilalți. Urmau, de fiecare dată, discuții. Una dintre aceste întâlniri, petrecute în vara lui 2012, în Cotroceni, inițiator și conferențiar Patapievici, ne-a strâns în jurul temei ce înseamnă să fii genial. Cum nu mi-am regăsit notele făcute atunci, tot ce mi-a rămas din discuția noastră, în afară de frumoasa demonstrație prin care vorbitorul a încercat să ne explice de ce credea el că ratase în traiectoria lui spirituală întâlnirea cu genialitatea, a fost rememorarea definiției pe care noi ca o dăduse geniului. Înțelege tot ce vrea, reține tot ce vrea, formulează tot ce vrea. Pe scurt, geniul presupunea un dozaj ideal între inteligență, memorie și expresivitate. La scurtă vreme de la acea întâlnire, recitindu-l pe Cioran, am dat peste următoarea definiție. Să ai geniu înseamnă să poți digera influențele până le faci pierdută urma. Am notat-o și, pregătindu-mi conferința continentele insomniei, mi-am zis, iată, este exact ceea ce nu voi face eu aici, căci în loc să șterg urma lui Cioran în mine, mă pregătesc să-i măsor contururile. Însă modul lui de gândire mă influențase oare? Sau doar m-a să-l descopăr pe al meu. În 1870, Nice îi scrie lui Doyson, Probabil că vom alege și vom iubi filozofia care ne explică cel mai bine natura noastră. A fi sceptic, de pildă, este o chestiune de temperament, de vocație, de tăietură spirituală. Nu poți să fii influențat în privința felului în care te așezi de la bun început în viață. Poți să te regăsești în altul, fără ca asta să însemne că ai fost influențat de el. Iar un autor în care te regăsești poate să-ți confirme opțiunea, să te facă prin oglindire să-ți descoperi chipul interior. La ceea ce ne interesează în adâncul ființei noastre, poți foarte bine ajunge, vizualizând traiectoria parcursă de altul în adâncul ființei lui. În fond, toate întâlnirile filozofice sunt regăsiri în spațiul intimului rostit. Nu problemele sunt diferite de la un ins la altul ci felul în care sunt formulate și puse în scenă, ceea ce ne cucerește la un gânditor pe care suntem tentați să luăm în brațe, nu este neapărat noutatea problemelor și a rezolvărilor, ci scenografia trăirilor. Să acceptăm așadar că există gânditori în fața cărora te poți preda, că gândurile lor, în loc să fie digerate până la a li se pierde urma, devin totodată, de ce le expui și interpretezi, calea ta Privilegiată de acces la lucruri. Nu există nicio garanție că în mai drumul drept te poate duce la țintă, există și ocoluri convenabile, așa cum există și exegeze mincinoase. Citezi, sistematizezi, explici, dar o faci pe fondul unui travestimental, lăsându-l pe celălalt să vorbească, vorbești și tu odată cu el. De ce n-am putea imagina opera unui predecesor ca pe un ustensil de gândire? ca pe o sculă perfecționată care te transportă rapid în locul la care vrei să ajungi. Când nu e făcută în scopuri strict didactice, explicarea unui gânditor poate foarte bine să devină o stilistică a exprimării tale, interpretându-l împrumuți o mască spre a putea să-ți arăți chipul mai bine. În această cheie am să vă rog acum să ascultați textul acesta despre Cioran. Dar cum poate fi explicat Cioran? E chiar atât de la îndemână o astfel de întreprindere? Se pare că da, de vreme ce se scriu cărți despre el, se țin conferințe și totuși nu e deloc ușor să scrii sau să vorbești despre gânditorul nesistematic. Cel mai adesea tentație este să rezolvi dificultatea luând o temă pe care ți-o sugerează nemijlocit opera lui, de pildă nihilismul cioranian. Procedând astfel, căutând felii, operând secționări mai mult sau mai puțin arbitrare ale operei, sarcina unui discurs despre Cioran devine plauzibilă. Mai greu este să vrei să trasezi conturul gândirii sale, să vrei să surprinzi opera ca un gest mental unic, să ai ambiția să descoperi rădăcina și trunchiul acestei vaste și finale arborescențe a temelor. Mărturisesc că multă vreme am privit scrierile lui Cioran, în ciuda revenirii sistematice a unor teme, ca puncte de dispersie într-un mediu spiritual a cărui compoziție elementară ne scapă. Cum să găsești schema operei? Cum să reușești să spui simplu și coerent ce a vrut Cioran? Și cum se înlănțuie ideile sale de-a lungul timpului? Nu cumva din pricină ca această schemă lipsește, Cioran nu poate constitui materia unui curs... Într-un program universitar? Nimeni nu pare să fi fost tentat să-l predea pe Cioran, să-i descrie gândirea, alături de alte speciale gândirii, într-un manual de istoria a filozofiei contemporane. Putem oare deține în cele din urmă o cheie către gândul unic al lui Cioran și către felul în care s-a desfășurat el în operă, creind un peisaj spiritual specific? Cum ar putea fi povestit Cioran? Asta voi încerca să fac acum. Subtitlul Continentele Insomniei. Sintagma Continentele Insomniei mi-a fost sugerată de către Sorin Vieru în urmă cu 20 de ani, când s-a pus problema să găsești cel mai potrivit titlu pentru filmul care rezultase în urma dialogului purtat cu Cioran la Paris, de-a lungul a trei zile: 18-20 iunie 1990. Alegerea s-a oprit în cele din urmă asupra sintagmei Apocalipsa după Cioran. Dar varianta continentele insomniei a rodit, iată, în mintea mea, aducându-mă la convingerea că ea ne poate oferi cheia căutată, că, dincolo de ceea ce părea o simplă metaforă, ne aflăm în fața unei sigre ce trimite la rădăcina și trunchiul din care se naște tot arborile gândirii lui Cioran. Continentele insomniei nu e, așadar, doar o metaforă. Este un titlu tehnic. Despre tehnicitatea acestei sintagme, voi vorbi în cele ce urmează. Voi socoti insomnia, sursa fiziologică a gândirii lui Cioran, și voi încerca să descriu apoi continentele pe care ea le creează pe harta acestei gândiri. Ce este insomnia Cioraniană? O temă printre atâtea altele prezente în operă, ești tentat în prima clipă să spui, dacă nu chiar o afectare, un răsfăț de autor care valorifică în exces ceea ce fiecare trăiește în proprie viață, fără să facă atâta tapaj. Un astfel de mod de a judeca presupune să nu știi în cazul lui Cioran cu cine ai de-a face. Ca gânditor, sau mai corect spus ca mărturisitor de sine, Cioran nu a mințit niciodată, nu și-a jucat paroxismele. Dacă vrem să înțelegem ceva din Cioran, atunci insomnia, ca element biografic esențial, și ca declanșator al unei gândiri cu alonge metafizică, este lucrul care trebuie prin excelență luat în serios. Referirile la el apar în mod recurent mai cu seamă în interviurile lui Cioran. Despre acest declanșator al gândirii sale, Cioran a vorbit insistent și de fiecare dată în aceleași cuvinte. În toate aceste discuții, el s-a referit la insomnie ca la un deficit de fabricație al proprii sale ființe iar relatările sale au o componentă oarecum inginerească. Cioran distinge între creator, operatorul genetic universal, ca autor neinspirat al mașinării insomniace, și el însuși, cel obligat să suporte viciul de fabricație și să conviețuiască cu el, ca beneficiar nemulțumit de produsul care este el însuși, Cioran nu avea decât două ieșiri, ori să se debaraseze de acest exemplar ratat și de aici pledoaria curentă pentru sinucidere, sau mai corect spus pentru ideea de sinucidere, ori să încerce o reparație în direcția unei discuții explicative cu fabricantul însuși. Dar atunci, discuția aceasta devenea una făcută în numele specii, iar Cioran, purtătorul ei de cuvânt. Orice gândire inflamată de o dramă personală sfârșește prin a oferi cheia ale existenței pentru toată omenirea. Să ne apropiem puțin de această mașinărie cu defect de fabricație. Ce înseamnă insomnia cioraniană? Când am întâlnit prima oară afirmația, n-am dormit luni și ani de zile. Am fost contrariat, un om nu poate trăi fără să doarmă luni și ani de zile. Ce putea să însemne declarația făcută de Cioran într-un interviu că în jurul vârstei de 20 de ani avusese o insomnie care ținuse 2-3 ani. Cioran nu voise să spună că vreme de câțiva ani n-a închis niciodată ochii, și pur și simplu că vreme de 2-3 ani nopțile lui n-au mai fost nopți. Devenise un gânditor al nopților albe, care nu dormea săptămâni la rând sau care dormea ziua pe apucate câteva ore. În tinerețe, mi se întâmpla să nu închid un ochi cu săptămânile. Trăiam în ce nu fusese trăit niciodată. Aveam sentimentul că timpul dintotdeauna, cu totalitatea clipelor sale, se strânsese și se concentrase în mine, unde și atingea apogeul, unde triumfa. Insomniile par să fi debutat într-una dintre acele vacanțe sibiene, era student la Facultatea de Filozofie și Litere din București, în care Cioran revenea acasă. Să ne imaginăm ce înseamnă să fi treaz noapte de noapte, dormind la intervale imprevizibile. Tensiunea mentală la care se ajunge este neîndoielnic teribilă și tot atâta de ieșită din comun este starea de singurătate, de o calitate cu totul specială care o însoțește. Singurătatea obținută în liniște absolută a nopții, singurătatea proiectată pe fundalul omenirii care doarme. Șoran descoperă atunci, și asta e o definiție la care ajunge prin intermediul insomniacului care devenise, că omul este o ființă care veghează. Omul e ființa din univers care, blestemată să aibă conștiință, veghează, iar insomnia nu este altceva decât pedeapsa stării de veghe. Textul ei tipărit în cursive, expresivitatea conștiinței ca rană. Animalele, după cum bine știm, nu au insomni. Nu există animale insomniace. Insomnia, așadar, nu e compatibilă decât cu conștiința. Chinul infernal al conștiinței ce tinde să se desprindă de purtătorul ei, intrând într-o neodihnă perpetuă, mergând nu se știe încotro, de fapt exact acolo unde nu trebuie să meargă, la ținta absurdului existenței, devine substratul fiziologic al filozofiei lui Cioran. În vreme ce somnul este un anestezic al conștiinței, o sistematică și benefică scoaterea ei din priză, nesomnul e accentul fiziologic care permite exploatarea până la capăt a potențialului conștiinței, reducția ei la stadiul de rană, ceea ce înseamnă de luciditate perpetuă, și deci de instalare în condiția optimă a scrutării condiții umane a situării noastre în univers. Dar câtă stare de veche poate suporta un om? Până în ce punct se poate el sustrage dozelor sistematice prin care, noapte de noapte, este anihilat caracterul de ran al conștiinței și, prin acest fapt, însăși esența veghetoare a omului. Într-un fel, Cioran a încercat, pe cont propriu, să răspundă la această întrebare. Toată opera lui este, până la urmă, darea de seamă rezultată în urma experimentului insomniei. Este o altă discuție dacă experimentul insomnii cioraniene și observațiile rezultate la capătul lui, s-au petrecut în beneficiul omenirii sau spre nefericirea ei. De la ce punct încolo luciditatea devine nocivă? Născându-se în intimitatea insomniei, gândirea lui Cioran termină prin a ocupa spațiul public, cărțile sale au alură de manifeste scrise de pe pozițiile condiții umane, și a se confunda cu împlinirea unei misiuni. Misiunea mea e să-i trezesc pe oameni din somnul lor dintotdeauna, știind totodată că astfel comit o crimă și că ar fi de o mie de ori mai bine să-i lasă doarmă mai departe, de vreme ce oricum, când se trezesc, nu am nimic să le propun. Și în altă parte, menirea mea e să sufăr pentru toți cei care suferă fără să știe. Trebuia să plătesc pentru ei, să le ispășesc inconștiența, norocul pe care l-au de a nu-și da seama cât sunt de nefericiți. Observați punctul de pornire. Cioran nu-și revendică o dotare excepțională în planul gândirii, nu revendică idei geniale pe care le-ar fi avut de la bun început, ci doar unicitatea unei experiențe care, prin intermediul insomniei ce induce conștiinței vibrației maximă, joacă rolul de revelator al condiții umane. Prețul plătit pentru această postură avantajoasă este un chin insuportabil. Majoritatea sinuciderilor se datorează unei insomnii prelungite. Căci fără somn, sistemul de reducție a conștiinței care face viața suportabilă, dispare. Raportat la omenirea care doarme normal și pentru care somnul funcționează ca drog, ca anestezic, insomniacul cioran își dilatează rana conștiinței până la proporțiile la care începe să înțeleagă monstruos. Pe fundalul acestei fiziologii stricate, se naște una dintre cele mai lucide, dar totodată patetice, adică suferitoare, gândire ale omenirii. Și acum să vedem care sunt continentele insomniei. Altfel spus, în ce fel putem cartografia gândirea lui Cioran pornind de la substratul fiziologic al insomnii? Cum putem descrie marile locuri noetice, adică regiunile geografice mentale care s-au născut în jurul acestui trunchi. Despre trei continente ale insomnii ar trebui să fie vorba în continuare. Le voi numi de la început. Continentul Dumnezeu, primul. Continentul sinucidere, al doilea. Continentul libertate sau, mai corect spus, continentul neatârnare. Să încercăm acum să ne aventurăm, în primul dintre cele trei continente ale insomniei cioraniene. Continentul Dumnezeu. Cum poate fi religios un om lipsit de credință? Ce legătură are insomnia cu Dumnezeu? În ce fel îl întâlnește cioran pe Dumnezeu la capătul nopților lui albe? În niciun caz, prin credință și har, noaptea nu este precum în cazul faimosului mistic spaniol Juan de la Cruz sediul tenebrelor care trebuie învinse ca preț al întâlnirii finale cu lumina divină. Cioran nu a avut șansa harului. Știa foarte bine că cel hăruit, în măsura în care pare edificat în privința a ceea ce urmează să se întâmple cu el după moarte, are un avantaj pragmatic față de un necredincios. Într-o scrisoare trimisă pe 28 martie 1938 de la Paris, prietenei Genii Acterian, Cioran scrie Defectul nostru este că avem destulă pasiune pentru a ne apropia de El, dar nu destulă naivitate pentru a crede. Convingerea mea este că toți acești credincioși onorabili și așezați îl moștenesc pe Dumnezeu, precum noi ceștilalți, posibilitatea de nefericire. Iar mai târziu, în caiete, notează. Am cunoscut până la saturație drama religioasă a necredinciosului. Nulitatea lui aici, inexistența lui dincolo, strivit între două certitudini. Insomnie, singurătate și intrarea în dialog cu Dumnezeu. Dar dacă întâlnirea cu Dumnezeu nu are loc în interiorul credinței, atunci unde poate ea să survină? Ce legătură are insomnia cu Dumnezeu dacă ea nu este un prilej al căutării lui? Condamnat la insomnie, Cioran îl întâlnește pe Dumnezeu la capătul insuportabilei sale singurătăți. La 25 de ani notează, apariția lui Dumnezeu coincide cu întâiul freamăt de singurătate. Nu crede nimeni Dumnezeu decât pentru a evita monologul chinuitor al singurătății. Ne-am putea adresa altcuiva? El pare bucuros de orice dialog și nu se supără că l-am ales ca pretext teatral al mâhnirilor solitare. Singurătatea fără Dumnezeu este nebunie curată. În El măcar ne plasăm rătăcirile și ne vindecăm astfel mintea și inima, un fel de paratrăsnet, căci Dumnezeu este bun conducător de mâhniri și deznădejdi. Și doi, trei ani mai târziu, în lumea în care nu mai am pe nimeni, mai dispun doar de Dumnezeu. Gândul acesta rămâne bine înfipt în mintea lui Cioran, de vreme ce revine după câteva decenii, Există momente în care, oricât de departe ne-am găsit de orice credință, nu ne l imaginăm decât pe Dumnezeu ca interlocutor, să ne adresăm al cuiva, ni se pare o imposibilitate sau o nebunie. Singurătatea în faza ei extremă necesită o formă de conversație extremă și ea. În convorbirea cu Leon Gillet din 1982, Cioran descrie în cuvinte simple mecanismul prin care individul rămas singur cu el ajunge, chiar necredincios fiind, să-l întâlnească pe Dumnezeu. Da, insomnia e într-adevăr momentul în care suntem total singuri în univers, total. Dacă mai avea credință, ar fi mult mai simplu. Dar chiar și eu, care nu credeam în nimic, mă gândeam deseori la Dumnezeu. De ce? Fiindcă atunci când totul se duce de râpă, când totul dispare, trebuie să ai un dialog cu cineva, nu poți totuși să stai de vorbă cu tine însuți toată noaptea, iar gândul la Dumnezeu vine automat. Când trăiești absolut singur, când întreg universul e evacuat, atingi un soi de limită, iar limita asta este ceea ce se cheamă, pentru un necredincios, Dumnezeu. În imperiul nopților albe și în singurătatea lor, Cioran nu-l descoperă pe Dumnezeu din mijlocul deznădejdii, ci ca partener de dialog. Sau mai degrabă îl instituie în această calitate partener de dialog sau confident, fie și doar gândul întors către el, fie și simpla lui invocare, mimarea dialogului, ceea ce înseamnă întrebarea pusă din miezul maximei perplexități, urmată de o tăcere previzibilă, căci necredința noastră, noi știm prea bine că nu este nimeni care să ne asculte sau care să ne răspundă, așadar, mimarea dialogului echivalează pentru Cioran cu o prezență a lui Dumnezeu și cu dobândirea unei stări religioase. Dumnezeu înseamnă ultima etapă a unui drum, punctul extrem al singurătății, punct nesubstanțial, căruia trebuie să-i dăm totuși un nume, să-i atribuim o existență fictivă. El îndeplinește în fond o funcție, aceea a dialogului. Chiar și necredinciosul aspiră să stea de vorbă cu unicul, căci nu e ușor să stai de vorbă cu neantul. Metabolismul spiritual al insomniacului, prin care Dumnezeu devine partener de dialog al celui ce a atins totala singurătate, este sintetic descris de Cioran într-o conversație purtată cu eseistul german Fritz Radatz în 1986. Tot ce am scris s-a născut în miez de noapte. În ce constă originalitatea nopții? Totul a încetat să existe. Ești numai tu singur, și tăcerea, și neantul. Ești singur cum poate fi singur numai Dumnezeu. Și, deși nu sunt credincios, cred poate în nimic, singurătatea absolută cere un partener de dialog. Iar dacă vorbesc cu Dumnezeu, atunci, numai în măsura în care este un partener de dialog pentru miezul de noapte. Putem trage acum prima concluzie în privința continentului Dumnezeu. Cioran descoperă sau creează continentul Dumnezeu la capătul singurătății nopților născute din insomnie și articulate de nevoia unui dialog liminar cu cel care poartă răspunderea creației din care facem parte. Răspunderea creației din care facem parte. Aceste cuvinte indică de fapt temeiul în virtutea căruia dialogul dintre Cioran și Dumnezeu poate începe, căci la întrebarea care ne vine firesc în minte, despre ce anume discută în opțile sale singuratice cioran cu Dumnezeu. Răspunsul este despre ceva pe care cei doi l-au în comun, iar lucrul pe care cei doi l-au în comun este creația, unul ca autor al ei, celălalt ca suferitor. Să ne înțelegem, procedând cum procedează, Cioran nu este nici mistic, nici teolog și am văzut cu atât mai puțin credincios. El este un metafizician căci ajunge prin demers interogativ, mai bine zis prin tortură interrogativă, la limita experienței și trece dincolo de ea. Un metafizician care pune în discuție, personificând-o și dându-i un nume, cauza primă și efectele ei la nivelul lanțului ființei. Cel mai corect ar fi să-l numim un metafizician ficționalist, căci dând cauzei primea filozofilor numele de Dumnezeu, Operând, după cum vom vedea în curând, cu ideea de Dumnezeu și nu cu existența lui Dumnezeu, Cioran se consideră un personaj religios, necrezând în existența lui Dumnezeu. Utilizând cuvântul Dumnezeu ca operator, el nu se poate totuși împiedica să pună în discuție existența în ansamblu ei, ca și cum aceasta ar avea un autor distinct. Se atribuim o existență fictivă, spune el ca și cum existența ar fi creație, inconfortat profund de faptul de a exista și socotind nașterea un neajuns, Cioran are nevoie de cineva căruia să-i se adreseze, căruia să-i poată reproșa din ce în ce mai vehement tot ce nu-i convine, cineva în fața căruia să poată protesta pentru faptul că ceva este mai degrabă decât să nu fi fost nimic, dar mai ales pentru cel de a ne fi născut fără să fi fost consultați în privința viitoarei noastre existențe. Căci al minteri, cum să ți se poată pune vreodată în față problema responsabilității tale? Dialogul vehement pe care Cioran l-a purtat întreaga viață cu Dumnezeu în jurul faptei sale și a urmărilor ei pentru cel aruncat fără știința lui în existență, ne îndreptățește să ne gândim la Cioran ca la un iov modern. Dar, în ce măsură, apropierea aceasta are pentru noi o forță explicativă. Și ce înseamnă un iov modern, asta presupune să ne reamintim cine anume este iov în Vechiul Testament. Iov. Dialogul veterotestamentar cu Dumnezeu. Se pare că orice Dumnezeu, în ciuda a tot puternicii și a tot științei sale, este tentat până la urmă să primească dovada credinței infailibile din partea celui care crede în el. Mai rău, să o aștepte în urma unui rămășac făcut în cer cu satan, peste capul celui care devine miza cruntului pariu. Nu cumva, îi sugerează satan lui Dumnezeu, Iov este credincios doar atâta vreme cât este beneficiarul generozității lui Dumnezeu? Se pare că lui Dumnezeu nu-i ajunge să știe, de vreme ce este atot Că cel ce crede în el crede în el în mod absolut. El acceptă să intre în jocul de-a dreptul pervers al primirii probelor credinței. Și ce probă poate fi mai bună decât păstrarea credinței după ce credinciosul a fost confruntat cu tot ceea ce, pe această lume, îi poate zdruncina credința? În Cartea lui Iov, Dumnezeu acceptă să afle prin experiment dacă există un punct de rupere al credinței rezistă oare credința pusă fiind la orice încercare? Este ea de nezdruncinat? De pildă, dacă îi se ia credinciosului în chip vertiginos, de la o clipă la alta, tot ce i s-a dăruit într-o profuziune fără limite de-a lungul întregii vieți, va mai fi el credincios? Va ajunge oare să-l hulească pe creatorul lui? Aceasta este încercarea la care va fi supus Iov de către Jehova, în urma pariului făcut cu Satan, unul care, pentru Iov, rămâne desigur ocult. Iov este așadar paradigma credinței puse la încercare, cei drept ca și în cazul lui Avram, cu o cruzime greu imaginabilă pentru un creator, s-ar presupune îndurător și milos. Iov trebuie să facă dovada credinței sale prin acceptarea unei suferințe extreme, rezultate în urma unei totale prăbușiri. Cel căruia ei se dăduse un trai belșugat, o familie fericită și respectul celorlalți, îi se ia dintr-o dată totul. Sănătatea, bogăția, copiii, respectul comunității, ce va face el în urma acestei catastrofe, acestei totale răsturnări a situației, răspunsul pe care ni-l dă poemul este acesta. Va intra în dialog cu Dumnezeu. Dar credința nu este oare abinițio un dialog cu Dumnezeu? Este, desigur, dar mai degrabă unul tăcut, implicit. Ori pentru noi, important este să percepem momentul din care Iov ajunge să dialogueze pe față cu Dumnezeu, că cei doi nu stau de vorbă propriu-zis, atâta vreme cât relația lor este una corectă. Deci câte vreme Iov, pe de o parte, respectă nu numai regulile și ritualul credinței, ci asimilează interior relația omului cu Dumnezeu. El acceptă diferența de nivel ontologic între el și Dumnezeu, și practică umilitatea cuvenită în fața celui care este creatorul lui. În replică, Dumnezeul răsplătește pentru credința lui cu tot binele din lume. Câte vreme relația celor doi se păstrează în acești termeni, dialogul lui Iov cu Dumnezeu este, după cum spuneam, implicit și tăcut. Unul își oferă credința și în replică primește în mod tacit prețul ei. Traiul esnicios, mulțimea de urmași, și respectul celorlalți. Dialogul propriu-zis începe din clipa în care, în urma pariului ce intervine între Jehova și Satan, echilibrul acestei relații se strică. Iov nu înțelege ce anume îl determină pe Dumnezeu să-i retragă de la o clipă la alta totul. Bogăția, copiii, sănătatea, respectul oamenilor. El nu poate înțelege pentru că nu e nimic de înțeles, de vreme ce comportamentul său rămâne ireproșabil. De ce, prin voința lui Dumnezeu, viața sa basculează de la fericirea extremă la mizeria extremă? Din acest punct al suferinței care nu-și are justificarea nicio vină, așadar, de la această nedreptate pe care Dumnezeu o comite la adresa lui Iov, dialogul lui Iov cu Dumnezeu poate începe în mod explicit. Iov îl întâlnește și îl caută de acum pe Dumnezeu, nu la nivelul credinței sale pierdute, ci la nivelul credinței sale contrariate el rămâne un credincios, dar unul care, tocmai în numele imaculatei sale credințe, se socotește îndreptățit să ceară socoteală Creatorului pentru incomprehensibilitatea gestului său. În fond, până atunci nu era de nicio parte nimic de zis. Iov întruchipează în istoria credinței acest formidabil paradox. El se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu tocmai în numele ireproșabilei sale credințe. El se adresează lui Dumnezeu, convins fiind că acesta rămâne recursul suprem la o dreptate care trebuie să fie făcută, oarecum împotriva lui Dumnezeu însuși. Un Iov modern, cum se poate sta de vorbă cu Dumnezeu necrezând în el? Ei bine, libertatea pe care Iov și-o păstrează în fața lui Dumnezeu, știu că tu ești atotputernic, puternic, iar eu nu reprezint prin condiția mea de creat mai mult decât reprezintă ființa gunoiului pe care am ajuns să trăiesc, dar asta nu mă face să renunț la dreptul meu de a te întreba de ce pățesc eu ce pățesc. Reapare la Cioran. Dar în ce fel, de vreme ce Cioran nu este asemenea lui Iov instalat în credință, de pe ce poziții poate el să poarte un dialog cu Dumnezeu, de vreme ce substratul dialogului credința a dispărut. Cum se ajunge de la Iovul veterotestamentar la Iovul modern într-o chipa de Cioran? Dar mai întâi să stabilim care e terenul pe care cei doi, Iov și Cioran, se întâlnesc. Am văzut deja, pe statul de vorbă, imprecativ cu Dumnezeu. Dar are voie cel creat să se adreseze creatorului cuvântul? Dacă vederea feței lui Dumnezeu este interzisă, Știut fiindcă prețul întâmplării este moartea, de ce statul de vorbă cu el ar fi permis? Sau, mai precis, dacă dialogul nu este inițiat de Dumnezeu și nu se reduce, ca în cazul lui Moise de pildă, la transmiterea unui mesaj sau a unor reguli de comportament în raport cu Divinitatea, nu apare el ca o enormă insolență? O insolență, în primul rând, pentru că distanța dintre creat și creator este ontologic incomensurabilă, e una de natură, una de orbită diferită. Tocmai această distanță generează în mod spontan la Iov umilitatea și odată cu ea credința. Dar cum poate merge umilitatea mână în mână cu inițierea dialogului și mai ales cu a cere socoteală? Căci de fapt pe Dumnezeu Iov îl trage la răspundere. Am vrut să arăt că ceva este strâmb în planul tău, conchide el la capătul dialogului său cu Dumnezeu. A crede în Dumnezeu înseamnă nu numai a crede în existența Lui, ci și în bunătatea Lui, sau mai precis în bunătatea creației Lui, din care tu, ca individ, faci parte. A crede înseamnă a accepta că tot ceea ce ți se întâmplă este până la urmă bine. Iar până la urmă înseamnă, chiar și atunci când sensul a ceea ce ți se întâmplă, fie și cel mai rău lucru, îți scapă. Domnul a dat, domnul a luat fie numele Domnului binecuvântat, în splendida interpretare pe care a făcut-o la cartea lui Iov, Petru Creția observă că în întregul lui poemul este dezmințirea acestui adagiu, fără însă ca înfruntarea lui Dumnezeu să-l situeze pe răzvrătit în afara credinței, acceptând prin credință robia celui creat, actul său fundamental de supunere, Iov nu-și refuză însă dreptul la pledoaria pro cauza, făcută de pe pozițiile unei inocențe care nu merge în răspăr cu credința. Vreau să ajung la Domnul, să-l aud cum se apără, să mă lase să mă apăr. Va vedea că sunt un om curat și voi câștiga. Cioran preia din atitudinea lui Iov dreptul de a contesta. Amândoi vociferează, amândoi își asumă dreptul de a cere socoteală Creatorului, dar la Cioran am văzut. Odată cu lucrul care se cuvine contestat, este eliminată și credința. Dumnezeu nu există decât în măsura în care am nevoie de El ca partener de dialog și îl institui ca atare. Cioran dă aceste atitudini un nume, a fi religios și o distinge cu grijă de a fi credincios. Am putea formula în felul următor. În timp ce Iov, chiar cerând socoteală lui Dumnezeu, rămâne credincios, Cioran, făcând-o, fără să creadă în existența lui, nu este decât religios. Dar ce înseamnă asta? Care este în fond deosebirea dintre cele două cuvinte? Și cum poți cere socoteală cuiva în a cărui existență nu crezi? Cu aceste întrebări ajungem în punctul central al continentului Dumnezeu. Cioran ca gânditor religios Notabil la Cioran este faptul că aparține acelei categorii de gânditori, o afirmă el însuși, care și-au dobândit și formulat ideile de la bun început, din prima tinerețe, fără să cunoască vreun viraj ulterior. Toată gândirea lui Cioran este o suită de variațiuni pe cele câteva teme, care s-au structurat de la bun început, sub forma unui sistem de certitudini invalidate prin trăirea lor. Definiția religiosului este dată lapidar încă în 1940 în amurgul gândurilor. Religios e acel ce se poate lipsi de credință, dar nu de Dumnezeu, lucru care, peste aproape patru decenii, în de l'inconvenient de trâne, este exprimat astfel. Dumnezeu este, chiar dacă nu este. Cum ajunge Cioran să stea de vorbă cu cineva de a cărui inexistență e absolut convins? Și cum se poate ca cineva nefiind să fie? Cine este Dumnezeul lui Cioran? Răspunsul l-am aflat deja din conversația lui Cioran cu Radaț. Dumnezeu este existența fictivă care preia funcția dialogului atunci când rămâi singur. Punctul non-substanțial la care ajunge gândirea când atinge obiecte transfinite, când devine excesivă în raport cu bătaia ei cotidiană. Abuzez de cuvântul Dumnezeu, îl folosesc ades, prea ades. O fac de fiecare dată când ajung la o limită și am nevoie de o vocabulă ca să numesc ceea ce vine după. Nu întâmplător, acest lucru survine noaptea, când refuzând să cadă în blânda a somnului și rămânând singură cu ea, gândirea o ia razna către regiunea transfinitului. În aceste momente, în orice parte ai apuca, Dai de Dumnezeu, spune Cioran. Dacă n-ar fi fost insomniac, n-ar fi fost ceea ce este el astăzi pentru noi. N-ar fi fost, în acest sens, atât de specific și paradoxal, religios. Ar fi gândit ca noi toți, la scara simplei lumii înconjurătoare, s-ar fi instalat în rutina de gândire a celui absorbit de preocupările curente, și l-ar fi întâlnit pe Dumnezeu când și când, în rutina speranței și a impersonalului, se crede. Când n-ai măsură în nimic, te măsori cu Dumnezeu. Orice exces ni-l apropie, spune Cioran, căci el nu-i decât incapacitatea noastră de a ne opri undeva. Tot ce n-are margine, iubirea, furia, nebunia, ura, e de esență religioasă. Cioran este așadar religios pentru că se angajează într-un dialog liminar, un dialog cu cel care, ca autor al creației, e chemat să dea seama de ea. Sunt religios, spune el, așa cum este orice ființă care se află la liziera existenței. Abia când ajungem la liziera existenței, descoperim legătura, vezi sensul lui religo, a lega, dintre autorul fictiv al existenței în ansamblu ei și fiecare dintre noi ca parte suferitoare a acestei existențe. Devenim religioși atunci când, ajungând să gândim probleme de natură transfinită, dăm la capătul acestor gânduri de o realitate în seama cărea punem întreaga creație și cărea îi adresăm toate întrebările, nemulțumirile și perplexitățile noastre legate de ea. Religiozitatea este starea de spirit a celui care, fără să creadă în existența lui Dumnezeu, nu mai poate trăi fără ideea de Dumnezeu, fără operatorul ideal care poartă numele acesta. Nu înțeleg cum oamenii pot crede în Dumnezeu, deși mă gândesc zilnic la el. Dumnezeul acesta lui Cioran, neatestabil prin un argument ontologic, este cel întâlnit în derapajele nocturne ale gândirii, care își caută un partener de dialog pe măsura incomensurabilului problemelor puse în discuție. Căci dacă după miezul nopții începe beția adevărurilor vătămătoare, cu cine altcineva le-ai putea discuta, dacă nu cu acela care singurul pare să aibă o tangență cu ele. Însă, -și dificultatea întrebărilor creează măsura partenerului de dialog: dacă fără el se poate respira, fără ideea lui, te-ai pierde în părăsirile minții, distinția dintre Dumnezeu ca obiect al credinței. Și ideea de Dumnezeu, necesară pentru a evolua în transfinit, este cea care ne va face să înțelegem deosebirea dintre Iov cel credincios și Cioran cel religios. Iov stă de vorbă cu Dumnezeu care se ascunde în inima furtunii și îi răspunde din mijlocul ei. Cioran stă de vorbă cu Dumnezeu prin intermediul ideii de Dumnezeu. Iov crede în Dumnezeu pentru că crede în existența lui Dumnezeu ca autor tot puternic al lumii. Cioran crede doar în funcția ideii de Dumnezeu. Alminter nu crede în nimic sau crede în nimic. Continuând să creadă în Dumnezeu chiar după ce îi cere socoteală, Iov este credincios. Crezând în ideea de Dumnezeu, fără să accepte însă și autoritatea lui, Cioran e religios. Într-una din convorbirile sale, Cioran afirmă, eu nu sunt pentru sinucidere, ci doar pentru utilitatea acestei idei. Parafrazând, am putea spune, eu nu cred în existența lui Dumnezeu, ci doar în utilitatea ideii de Dumnezeu. Dar de ce această idee este atât de utilă? Demiurgul cel rău sau ratatul de sus? Se pot imagina în afara ideii de răspundere toate cele câte sunt? Dacă cele ce sunt sunt așa cum sunt, adică sunt într-un anume fel, nu avem noi oare dreptul să emitem judecăți în privința felului în care a fost alcătuită existența, mai ales dacă o simțim pe pielea noastră? Nu este atunci justificat dialogul ca tragere la răspunderea cuiva, care, chiar dacă nu se manifestă și nu răspunde la întrebările și imprecațiile noastre, capătă consistență în scenariul interogațiilor noastre și a nevoii noastre de răfuială? din clipa în care existența devine creație, adică e pusă în ecuație cu un autor, drumul către reproșul cosmic este deschis. Religiozitatea Cioraniană funcționează pe o presupunție de demiurgie. Fără ideea de Dumnezeu, Cioran n-ar avea cu cine să se certe, iar dacă n-ar avea cu cine să se certe, terapia existențială n-ar mai avea loc. Marele scandalagiu care este Cioran ar rămâne frustrat căci n-ar mai avea în spatele cui să arunce toate vinile pentru regimul la care odată ce s-a născut și există, a fost supus. Dacă Ciorana a trimis mereu către rădăcina fiziologic temperamentală a ideilor sale, atunci și în acest caz avem temeiuri să-l credem. În caiete sunt notate în mai multe rânduri scandalurile pe care le provoacă sau cele de la care se abține atunci când iese la cumpărături în oraș. Cogenerii lui pe care ar fi preferat să nu-i cunoască niciodată, îl exasperează, îi devin insuportabil din clipa în care vorbesc. Glasul e conceput de cioran ca cel mai neplăcut zgomot, iar în altă notație, el mărturisește că ar ieși cu plăcere în lume dacă ar fi permis să tragi palme. Este celebra afirmația din silogismele mărăciunii, potrivit cărea când ieși pe stradă, primul cuvânt care îți vine în minte e crimă. De fapt, tot ce mișcă îl scoate din sărite pe cioran. Mă gândeam că planta nu pute, că descompunerea ei n-are nimic respingător. Viața n-ar fi trebuit să facă efortul de a depăși vegetalul. Tot ce a venit după aceea e de-a dreptul hidos, înfricoșător, definiția viului, ceea ce încă nu pute. Mă deprimă spectacolul acestor cadavre ce mă înconjoară, inclusiv al meu, de la insectă la om, tot ce mișcă îmi dă fior de groază și mă cutremură de silă. Ce să mai vorbim de dezgustul pe care îl provoacă spectacolul istoriei umane, al acestei specii de fanatici? Nu întâmplător, tratatul de descompunere se deschide cu analiza grabei cu care omul, vedeta creației, trece de la adorație la crimă, vezi celebru capitol Genealogia fanatismului. Atunci, nu e oare normal să-l consider pe Dumnezeu, de vreme ce El este autorul creației, ca partener ideal pentru marea răfuială? Pentru a provoca un scandal ontologic, nu e oare nevoie de un partener de scandal pe măsură? Odată ce acest scenariu religios, adică ficțional, teatral și metafizic, este pus la punct, dialogul privitor la calitatea produsului creației poate începe și cum produsul creației, oricum l-am judeca, este rău, nu există decât două ipoteze. Prima ipoteză. Creindu-mă și aruncându-mă în mijlocul răului, Dumnezeu mi-a vrut răul. Și atunci putem vorbi fără rezerve de un demiur rău. În mintea mea, din ce în ce mai insistent, își face loc ideea unei providențe rele. Și trebuie să recurgem la ea dacă vrem să înțelegem derutanta evoluția omului. Însă atunci nu alunecă oare cioran spre statutul unui credincios pe dos? Observația aceasta pare că se impune din clipa în care explică viciile creații printr-un demiurg malefic, unul care produce deliberat răul, Cioran devine în mod obiectiv credincios. El crede în demiurgul cel rău, de vreme ce existența acestuia poate fi dedusă ontologic și logic din evaluarea rezultatului final rău al creației. Ipoteza demiurgului miurgului rău explică în mod satisfăcător și starea de spirit a lui Cioran la capătul dialogului său, încredințat că cel care a creat o lume atât de rea nu poate fi decât rău, Cioran n-are temeiuri nici să-l iubească, nici să-l respecte. Are în schimb toate temeiurile să-l deteste, să-l hulească. Cum ar putea fi scuzată, supremă cruzime, existența unei ființe a cărei moarte și a cărei suferință sunt însoțite de conștiință. Acest demiurg ne leagă de el chiar relele pe care îi le punem în cârcă. Spectacolul mizerii infinite a lumii îl eliberează pe cioran de orice scrupul de limbaj, de orice inhibiție pe care în mod obișnuit o induce noi ideea de Dumnezeu ca instanță suprema credinței. Mirosul creaturii ne pune pe urmele unei divinități fetide. Și în altă parte, cât de mult urăsc, Doamne, josnicia operei tale și larvele siropoase care te tămâiază și ți seamănă. Urându-te, am scăpat de dulcegăriile împărăției tale, de balivernele fantoșelor tale. Din tot ce s-a încercat din cu de neant, eu are ceva mai jalnic decât lumea aceasta, în afară de ideea care a zămislit o Și acest univers ratat în chip atât de magistral. Eroarea de neiertat a lui Dumnezeu este că s-a apucat să zămislească o operă ce urma să-l sărăcească, să-l diminueze, să-l arunce într-o cădere, prefigurarea proprii noastre căderi. Odată începută ne-a lăsat nouă grija să o desăvârșim, reintrând în sine, în veșnica apatie, din care mai bine n-ar fi ieșit niciodată. Și în sfârșit, Ideea că suntem cu toți aruncați într-un univers ratat se preface la mine în obsesie. Nu puțin cititori superficiali ai lui Cioran au socotit acest tip de formulări ca expresii ale unui teribilism adolescentin, a unei nevoi drăcești de a blasfemia. Cioran a vorbit el însuși de o fervoare demoniacă, care ar fi caracteristică, dar s-a grăbit să adauge că nu a scris niciun rând din nevoia de a epata ci de fiecare dată constrâns de acea probitate intelectuală care te face să-ți împingi gândul până la capăt, așa cum se întâmplă în clipele de supremă singurătate, ca și cum ai avea de dat socoteală unui Dumnezeu inteligent. Nu a regretat niciodată că a făcut-o, câte vreme tot ce a gândit i s-a impus cu forța evidenței. O lume rea nu e compatibilă cu un Dumnezeu îndurător. Poziția este a unui iluminist, pentru că numai iluminismul invocă drept instanță supremă intelectul care gândește pe cont propriu și consideră onestitatea intelectuală ca normă de viață absolută. Certitudinile obținute pe această cale nu pot fi traficate, indiferent care este prețul care trebuie plătit pentru afirmarea lor, mai bine moartea decât să trișezi sau să minți. Iar la capătul acestui exercițiu eliberator apare și răsplata. Am înjurat pe toată lumea, întregul univers. Este o terapie excelentă. Hulirea lui Dumnezeu mi-a dat o mare satisfacție. A doua ipoteză. Există însă și un alt deznodământ posibil al dialogului cu Dumnezeu. Creind așa cum a creat, Dumnezeu mi-a făcut rău fără să vrea. Mi-a făcut rău din stângăcie, prin rateu demiurgic. Judecându-l după propriei creație, Dumnezeu se dovedește a fi, dacă nu malefic, incompetent. Dar și în acest caz, cum să-l aplauzi pe un bricolăr neinspirat, pentru care omul nu e altceva decât suprema dovadă a unei creații neizbutite? Dacă am fi tentați să-l iertăm pe Creator, să considerăm lumea acceptabilă sau chiar mulțumitoare, și tot ar trebui să avem rezerve în ce-l privește pe om, această pată neagră a creațiunii. În ambele ipoteze, Cioran nu-i reproșează lui Dumnezeu, așa cum face Iov, că l-a adus, fără să știe de ce, într-o stare de mizerie, ci că în esența ei creația este ratată. Ar trebui să refacem lumea din temelii, să ne schimbăm voioși de miurgul, într-un cuvânt, să ne lăsăm pe mâna altui creator. În cazul în care urmăm ipoteza de miurgul stângaci, locul urii față de creator îl va lua mila. În nopțile lui de insomnie, când urcă înspre sursa mizerii umane și când ajunge la liziera existenței, Cioran și-l imaginează pe demiurg, regretându-și opera. Un Dumnezeu penitent, ai spune. O neașteptată complicitate se naște acum între cei doi, între autorul creației ratate și suferitorul ei. În perimetrul acestui eșec comun, uniți prin chiar fizionomia faptei greșite, autorul neinspirat și pacientul mediocrității sale, parcă se îmbrățișează. Doamne, fără tine sunt nebun, cu tine încă mai nebun. Acesta ar fi, în cel mai bun caz, rezultatul restabilirii contractului între ratatul de jos și ratatul de sus. Într-o notație din mărturisiri și anateme, pe urmele unui mistic musulman, Cioram pare chiar să se întâlnească cu demiurgul într-o silă comună resimțită în fața creației. Din tot ce a creat, nimic nu-l scârbește pe Dumnezeu mai mult decât lumea aceasta și din ziua în care a creat-o și-a întors fața de la ea, într-atât o urăște. Nu știu cine e misticul musulman care a scris aceste cuvinte. N-am să știu niciodată numele acestui prieten. Avem așadar o certitudine în privința creației. Ea este ratată sub aspect tehnic și rea în consecințele ei. Și două ipoteze în privința Creatorului: una în care Creatorul a știut ce face, a făcut răul cu intenție și atunci el este rău, Deus malignus, și alta în care Creatorul a făcut răul din greșeală, își regretă creația, dar nu mai poate reveni asupra erorii făcute. Per total. Creația nu are de ce să fie lăudată, iar Creatorul nu are de ce să fie iubit și transformat în obiect al credinței. În primul caz poate fi detestat, în al doilea, odată cu victima sa, deplorat. Dar în niciunul dintre cazuri, dialogul nu poate fi evitat, și în felul acesta, vrând-nevrând, pentru cel care ajunge la liziera existenței, poziția religioasă se impune, am văzut de la sine. Dar odată cu ea, se impune și răfuiala cu cei care ne-au făcut să celebrăm creația, să trecem cu vederea precaritatea poziției noastre înăuntru ei. Nu e așadar de mirare că în pasul următor, cearta lui Cioran cu Dumnezeu se transformă în ceartă cu creștinismul și cu Sfântul Pavel. Căci creștinismul și apostolul său sunt direct responsabili pentru fervoarea cu care, închizând ochii la fondul problemei, l-au impus pe demiuri ca Dumnezeu cel bun, deși opera lui, compatibilă din premizele ei cu răul, este compromisă din capul locului, căci răul nu va putea fi nici cum dedus dintr-un Dumnezeu milostiv, Dumnezeul unic al creștinismului, Dumnezeul care avea să i înlocuiască pe zei, este mai rău decât ei. Monoteismul iudeocreștin creștin este stalinismul antichității, notează Cioran în caiete. Și pentru ca cercul dialogului început cu Dumnezeu se închidă, cearta cu creștinismul și apostolul Pavel se prelungește în cearta cu credincioșii, cu cei care, din spaima de a pierde speranța, sunt gata să renunțe la luciditate. Cioran recunoaște că luciditatea care l-a condus la concluzia nejustificării credinței nu e câtuși de puțin în profitul lui. Ar fi fost oricând de preferat harul obnubilația credinciosului, certitudinea lui și aroganța care o însoțește. Dacă aș crede în Dumnezeu, spune el într-un loc faimos din silogismele amărăciunii, aș fi în stare să mă plim pe stradă în pielea goală. Și tot acolo, orice credință conferă trufie. Cei care nu o împărtășesc apar ca învinși și neputincioși, nemeritând decât milă și dispreț. Observații pe toți acei care au reușit să-și îl facă pe Dumnezeu complice la mașinațiile lor, pe convertiți, pe îmbogățiți absolutului. Confruntați impertinența lor cu modestia și purtarea cuvincioasă proprii celor care sunt pe cale să-și piardă credința și convingerile. Dacă n-a fost credincios, Cioran a avut în schimb o formidabilă conștiință a exigențelor pe care le presupune credința îmi fac o idee atât de înaltă despre obligațiile cei revin unui credincios, că mi-ar fi teamă să am credința. Mi se pare aberant și ridicol să-L învoci pe Dumnezeu să te porți ca restul muritorilor. E totuși ceea ce se întâmplă. E mult de când credinciosul a încetat să fie un fenomen straniu, misterios, excepțional. Când există, credinciosul e la fel ca ceilalți. E ca și cum n-ar exista deloc. Ceea ce ne frapează în cazul acestui moralist necredincios este că citindu îl simțim mai aproape de comandamentele divine decât pe mulți dintre cei care și-au făcut din credință un titlu. Din acest punct de vedere, a fost un epigon strălucit al lui Kierkegaard, cel ce refuzase să vadă în slujitorii oficiali ai bisericii pe mărturisitorii credinței. L-au iritat enorm edificații aroganți, Sigur de ei, suficienți și condescendenți la adresa celor care au avut curajul să-și declare neputința de a crede. Dar nu numai de etica dubioasă a credincioșilor, în răspăr cu credința s-a simțit provocat cioran, ci și de orgolul prostesc al unora dintre ei, de felul în care, în numele credinței, Dumnezeu este luat în arendă și odată cu el și adevărul. Interesant în acest sens... Este episodul pe care Cioran l-a trăit cu poetul Ioan Alexandru, la care în caiete, la sfârșitul anilor 60, există câteva referiri explicite. În valul de vizitatori români, care s-a abătut peste Paris după 1968, Cioran îl primește pe Ioan Alexandru la începutului martie 1969, va împlini în curând, pe 8 aprilie 58 de ani, în Rue de Lodeon, notează scurt la sfârșitul zilei trei ore de discuție cu Ioan Alexandru, 26 de ani, cel mai adevărat, cel mai profund dintre toți tinerii români. La succesul vizitei trebuie să fi contribuit și faptul că stătusele de vorbă doi transilvăneni. Scurtă vreme după întâlnire, în primele zile ale lui aprilie 1969, apare volumul de Miurgu cel Rău. Ioan Alexandru îl citește de îndată, primise probabil, după entuziasmul pe care îl stârnise lui Cioran, un exemplar de la autorul însuși, și, evident șocat de lectură, îi scrie imediat lui Cioran. Pe 21 aprilie, acesta notează: Ioan Alexandru, după ce mi-a citit cartea, îmi scrie că se roagă pentru mine și că suferă, că sufletul unui transilvanean poate coborâ în așa fioroase tenebre. Nota se oprește aici, fără comentarii suplimentare, dar nu după mult timp, în text este un rând liber. Cioran revine, ne lăsând însă impresia că e afectat de cuvintele tânărului poet. Mai mult, pare să le găsească justificate. Nu mă deranjează mila celorlalți. Iar Ioan Alexandru a dovedit instinct, reacționând așa cum a reacționat. Fiind profund religios, a simțit mai bine decât alții cât de părăsit sunt de Dumnezeu. Însă, la 24 aprilie, Ioan Alexandru îi scrie o nouă scrisoare. De asta dată, Comentariul lui Cioran e amplu și din el răzbate începutul unei iritări. Îl reproduc integral. 24 aprilie. Primit o altă scrisoare de la Ioan Alexandru, foarte frumoasă, în care îmi spune că demiurgul a întristat adânc. Aproape că se simte rănit în sentimentele lui de creștin. Ce pot să-i răspund? Nu pare să poată concepe existența totuși reală și legitimă a blestematului. Îmi vorbește de tatăl cu o fervoare ce mă depășește. Am sentimentul că sunt Ivan în fața lui Alioșa. Cine e în El sau eu? El crede că adevărul e de partea lui, când de partea lui nu e decât speranța. Adevărul e un lucru mai cumplit decât și închipuie el. Și e posibil, lucrul ce la lui grozav, ca eu să fiu mai aproape de adevăr decât el. Și credinciosul și necredinciosul suferă de aceeași formă de orgoliu, doar conținutul e altul. Amândoi cred că dețin adevărul, altfel n-ar putea străiască, însă cuvântul acesta adevăr n-ar trebui folosit. A recurge la el înseamnă trufie și chiar nerușinare. Cioran nu face aici decât să afirme în registru colocvial ceea ce cant spusese pe larg din lăuntru spiritului iluminismului cu două secole în urmă, în secțiunea dialectica rațiunii pure, din critica rațiunii pure, Kant analizase tendința naturală a rațiunii de a merge înainte, aspirând la cunoașteri care se extind dincolo de câmpul tuturor experiențelor posibile. Acolo unde spune Kant, în absența unei intuiții capabile să dea semnificație concretă conceptului, vom intra pe tărâmul ființelor Pur ideale, așadar, acolo unde nu ne vom întâlni decât cu idei sublime și cu obiecte hiperbolice, rațiunea excelează în ilustrarea acestui mers al minții umane, ce aspiră la o completitudine pe care regulile intelectului dictate de singură experiența noastră obișnuită nu o pot obține. Altfel spus, ea va avea tendința să amplifice, dincolo de propria lor măsură, seria experiențelor existente și ieșind total din sfera acestora, să ajungă la o realitate transcendentă, adică la una care nu poate fi cuprinsă și epuizată de nicio experiență. Sau, și acesta este cazul conceptului de Dumnezeu, să caute o idee care, deși a rupt orice contact cu experiența curentă, altfel spus nu are nici măcar ce amplifica din precedentul unei experiențe, e absolut necesară pentru a obține completitudinea serii. Ceea ce vrea Kant să spun aici este că mintea umană tinde să comporte asemenea unui mers, care odată stârnit în mecanica lui absolută, ar avea tendința să continue, dacă judecata noastră nu l-ar împiedica, chiar și atunci când terenul solid de care el are nevoie dispare de sub picioarele noastre. Kant numește acest exercițiu propriu rațiunii. Care prin nevoia ei de absolut ajunge să vrea să pășească chiar și atunci când nu mai avem pământ sub picioare? Utilizare transcendentă. În cazul ideii teologice, nevoia acestui mod de utilizare este cu atât mai aprigă cu cât tendinței de a obține în plan rațional completitudinea îi se adaugă în plan afectiv și în mod interesat speranța. Faptul că nemurirea noastră atârnă de ideea de Dumnezeu. Ne face să uităm în permanență că această idee s-a născut în spațiul utilizării ei transcendente. Și oricât de înșelătoare va fi în termen de realitate, interesul ne va face să-i dăm valoare de adevăr, adică să ajungem să o considerăm ca și cum ea ar avea până la urmă în temere într-o experiență a noastră sau într-un precedent al ei. Deosebirea dintre lucidul Cioran și ferventul credincios Ioan Alexandru e că în timp ce Cioran utilizează ideea de Dumnezeu, ceea ce înseamnă ideea de completitudine fictivă, căci nedemonstrabilă și ieșind din granițele verificabilului, ce pune în joc o cauză primă și creația, numai și numai pentru a face pe cineva responsabil de nereușita lui a fi și de a se răfui cu el, Ioan Alexandru îl trece pe Dumnezeu în spațiu adevărului, al realului, printr-un abuz, care este cu atât mai mare, cu cât singurului temei, este apriga și disperata sa nevoie de mântuire. Cioran numește trufie, și chiar nerușinare acest abuz, nu numai pentru că el revendică, având la origine doar speranța, ceva ce nu poate trece proba adevărului, ci pentru că în numele lui apare suficiența care deschide către judecarea condescendentă a altuia. Ca să simți milă față de situarea spirituală a cuiva și să-l anunți că te vei ruga pentru el, înseamnă de fapt să-ți arogi superioritatea în numele credinței tale, care, dincolo de temerea în ea însăși, ca pură credință, nu poate face nici cum dovada că e altceva decât o combinație cu irealul. Faptul de a dori ca un lucru se petreacă sau speranța că se va petrece, nu oferă nici cum garanții privitoare la realitatea sau la adevărul lui, și asta indiferent de fervoarea cu care dorința sau speranța sunt afirmate. Nu există nicio cale care să ducă de la speranța că un lucru se va petrece la certitudinea că el se va petrece. Iată ce Cioran a terminat prin a se simți profund lezat de cuvintele lui Ioan Alexandru. Cel mai adevărat, cel mai profund dintre toți tineri români, cum îl numise, îl sfida de la nivelul orgoliului pe care îl dădea credința. Senzația de a fi fost umilit în numele unei aroganțe de nimic justificate a crescut în cioran de la o zi la alta și de la o scrisoare la alta. Cum deși permitea tinerelul acesta să confiște adevărul în numele credinței lui? Însă cuvântul acesta, adevăr, n-ar trebui folosit. Pe 27 aprilie Cioran revine asupra notații din 24 aprilie pe un ton de-a dreptul iritat. Ce idee să se roage pentru mine! Poate că am nevoie, dar mi se pare că găsesc o doză de trufie la tânărul ăsta ca să îndrăznești să te rogi pentru nenorocit. Înseamnă să te pui cu mult mai presus decât el. Apoi rugăciunea lui ar avea vreun sens doar dacă am avea același Dumnezeu. El însă invocă o autoritate cu care n-am niciun raport. Ecoul acestui dialog prelungit cu Ioan Alexandru apare câțiva ani mai târziu, într-un fragment din despre neajunsul de a te fi născut, evenimentul care l-a provocat dispare, așa cum se întâmplă de altfel cu multe dintre notațiile din caiete pe care Cioran le utilizează de-a lungul anilor ca materie primă a unei prelucrări ulterioare. Cu ce drept vă apucați să vă rugați pentru mine? N-am nevoie de mijlocitor. Am să mă descurc singur. Din partea unui nenorocit aș primi poate, dar din partea nimănui altcuiva, fie el și sfânt, nu pot tolera ca alții se preocupe de propria mântuire. Dacă mă tem de ea și încerc să-i scap, nimic mai supărător ca rugăciunile voastre, duceți-vă cu ele de aici. Oricum, nu suntem în slujba acelorași zei. Dacă ai mei sunt nevolnici, am toate motivele să cred că nici ai voștri nu sunt mai grozavi. Presupunând totuși că ei sunt așa cum vi imaginați, tot le-ar lipsi puterea să mă vindece de o spaimă mai veche decât propria memorie. Cioran își plătise cu prea multă suferință căutările ca să poată accepta mila sfidătoare a unui tânăr de 26 de ani. N-a uitat niciodată tortura la care îl supuseseră insomniile tinereții, nopțile în care rămânea ore în șir cu fruntea lipită de geam privind în beznă. Spre nefericirea mea, cred în ideile mele, pentru că le-am trăit, le-am simțit, le-am îndurat pe toate. N-am scris cu sânge, am scris cu toate lacrimile pe care nu le-am plâns niciodată. Există, în general, o regretabilă confuzie care se face între un necredincios sceptic și un ateu, Cioran, și pe semne că asta se întâmplase și în cazul lui Ioan Alexandru, a căzut de cele mai multe ori victimă a acestei confuzii. Ateul este, după cum se știe, un fanatic al necredinței, un empirist arogant. Ca și credinciosul fanatic, el persecută numele credinței sale negative, a certitudinii pe nimic întemeate că Dumnezeu nu există. De-a lungul istorii, S-au ucis sistematic în numele credinței contrariate, iar odată cu regimurile totalitare, s-au ucis în numele ateismului, a necredinței contrariate. Pion Alexandru l-am întâlnit în două rânduri, și de ambele dăți, în postura credinciosului fervent, nu neapărat capabil de violență, dar atingând un grad de patetism, care din fericire, odată ajuns la punctul maxim al vehemenței cotea nu spre agresivitate, ci spre un soi de nebunie pitorească, când nu dea dreptul ridicolă. Sfânta lui nebunie nu te contamina. Din potrivă, te speria, te făcea să bați în retragere. Dacă nu aveai șansa să fii de la bun început în vibrație cu el, de îndată ce încerca să te atragă în perimetru exaltării lui, simțeai nevoia să fugi. Prima mea întâlnire cu el a avut loc la Aachen, în 1971, la doi ani după ce se petrecuse întâlnirea lui cu Cioran. Eram de o vârstă. Ajunse să rămăm în doi acolo, recomandați de noi ca profesor lui Walter Bimmel, cu o bursă germană a fundației de AAD, Serviciu German de Schimburi Academice. Ne cunoscuserăm prin intermediul Ilinei Gregory, stabilită deja în Germania Federală, și mi-amintesc că, făcând în trei câțiva pași prin oraș, am ajuns la un moment dat în dreptul uneia dintre intrările de pe fațada laterală a faimosului dom din Aachen. Ioan Alexandru s-a oprit în fața portalului, s-a întors cu spatele la poarta masivă, s-a apucat cu mâinile de cele două muchi de piatră, mimând rezistența la trecerea pragului și, uitându-se fix la mine, a strigat dintr-o dată: Uite! Așa! și-am fipt unghile în ușorul ușii, filozoful Kant.” când au vrut să-l ducă în biserică, au rămas urmele ghearelor lui în piatră. Țin minte că m-am fâstăcit și că, întrucât tocmai începusem un doctorat în filozofie, m-am simțit întrucâtva făcut răspunzător de grozăvia lui Kant. Am bâlbâit ceva de genul, da, zău, n-am auzit, de unde știți asta? Cuvintele mele n-au făcut decât să-i sporească vehemența, și spre rușinea mea, speriat că discuția noastră ar fi putut atrage atenția trecătorilor, a început să strige mai tare. Da, domnule, așa să știți, se păstrează și acum amprenta ghiarelor cantiene în piatra catedralei din Königsberg. A doua întâlnire a avut loc la București, într-o cămăruță de la etajul 2 al facultății de drept, care pe atunci găzduia și cursuri ale facultății de filozofie și de psihologie. Mai târziu, după 1990, acolo am făcut primele seminarii de traducere din Heidegger. Lui Ioan Alexandru se dăduse voie, în perioada de început a liberalizării regimului Ceaușescu, să facă niște așa zise seminarii la Universitatea din București. Povestea asta a durat însă foarte puțin. Nu avea cum să nu se ducă vestea că, de fapt, poetul nostru propovăduia, într-un mod destul de original, după cum vom vedea, învățătura Evangheliei. Am avut așadar ocazia să-l ascult în cămăruța despre care vorbeam, unde nu încăpeau mai mult de 10-15 studenți. Mi-a rămas în minte momentul în care, pe vârful unui crescendo cu ochii aprinși, așezați pe un căpșor bucălat și blond, care semna teribil cu turtița cu chip de om dintr-un basm rusesc, turtița se tot rostogolea pe ulițele satului și spunea tot felul de năzbâtii, vorbitorul a rostit la un moment dat aceste cuvinte. Când vine unul care îți spune că nu e sigur dacă Domnul Isus a înviat, îți vine să scoți pantalonii și să să-i tragi, uite așa, pe cap. Și zicând vorbele astea, stătea pe scaun la o masă simplă și putea îi putea i vedea pe sub masă picioarele, s-a aplecat puțin și a prins cu mâinile manșetele pantalonilor și cu un gest violent le-a ridicat deasupra genunchilor, lăsând se vadă șosetele încrețite pe glezne și părul blonziu al pulpelor albicioase, apoi, cu mâinile ridicate, în care se presupune că de-acum se aflau pantalonii, și cu ochii scoși din orbite, a mimat în văzduh, scurt, tragerea acestora peste capul interlocutorului. A continuat să vorbească, rămânând până la pauză, cu pantalonii răsuciți și ridicați peste genunchi. Părea posedat! iar contrastul dintre discursul despre Isus și spectacolul pantalonilor sumețiți și al pulpelor dezgolite era teribil de neplăcut. La pauză m-am grăbit să părăsesc sala. Un sentiment persistent de jenă m-a urmărit de-a lungul întregi zile. Îmi vorbește de tatăl cu o fervoare care mă depășește. Notase cioran în caiete. Aflasem atunci în scena cu pantalonii ridicați, în furorul pledoarii peste genunchi, că nimic nu e mai penibil decât fervoarea care te îngheață.